Mai avem un weekend, dar o avem și pe Paula Herlo alături de noi, care ne invită să ne uităm duminică la un nou episod România te iubesc, în care unde mergem, Paula? Mergem în mai multe județe din țară. Căutăm banii europeni. Căutăm banii europeni. Am început o campanie, Eu ies la vot se numește, în care le arătăm oamenilor ce s-a întâmplat cu fondurile europene atrase până acum în România. Eu o să mă ocup de domeniul sanitar, de sistemul sanitar, pentru că asta știu să fac. La România te iubesc, colegii mei toți lucrează la această campanie și se vor duce și spre agricultură, infrastructură, educație. Camelia Donț o să lucreze și ea cu noi pe zona de educație, Cosmin și Paul pe zona de infrastructură, Rareș se va duce spre agricultură. Începem cu sănătatea, pentru că ne interesează pe toți foarte tare, și am încercat să văd în ce spitale s-a investit real cu fonduri europene. Și așa am ajuns la Vâlcea, unde cu 18 milioane de euro s-a refăcut tot spitalul. Încă 8 vor intra pentru refacerea blocului operator, o clădire nouă. Ceea ce e bine, nu? Ceea ce e foarte bine, da. Deci la Vâlcea s-a făcut treaba. La Vâlcea s-a făcut treaba, da. Acum e o problemă de personal acolo și toată lumea o recunoaște, pentru că sunt adică prea puțin doctori. Europeni au făcut treaba la Vâlcea, au renovat spitalul. Da, da, spitalul arată ca vorba unei paciente, ca în străinătate. Super, doamne ajută, vrem o țară ca afară. Și o altă poveste care mi-a plăcut foarte mult e legată de un spital care în 2011 ar fi trebuit desființat, era pe lista celor propuse spre desființare de Ministerul Sănătății, un spital în comuna Smeni, județul Buzău, la oră și jumătate de București, care cu bani europeni a devenit unul dintre cele mai spectaculoase din țară. E un centru de recuperare, acolo există o clinică de recuperare cu aparatură cum nu cred că mai există în spitale din România, sau dacă există, nu sunt foarte multe. Așadar, un fost spital comunal a devenit un spital de referință într-o comună din Buzău, pentru că un manager cu viziune a știut să atragă bani. E foarte bine. Adică nu puteau să facă chestia asta mai la oraș, să beneficieze mai multă lume decât la comună? Păi, mi-aduc aminte la un dat când s-a făcut pariul ăla cu sările de sport. Da. Toată lumea era bucuroasă, dar s-au făcut multe săli de sport prin tot felul de câmpuri agricole. Am făcut eu o anchetă foarte și reușită cu nu sălile astea de care de sport. Adică mai bine făceau 5 săli de sport în toată România, cum e la Cluj, da. Să fie și în, nu știu, în Oltenia, în Moldova. Măi, eu cred că toată lumea ar putea să facă, dar nu toată lumea are manager vizionar. Sau manager care adică să managerul ăsta scrie vizionar de la Buzău ar putea fi avansat? N-ar putea fi luat să fie un manager mai mare? Eu am întrebat-o, nu-și dorește. Doamna vrea să facă acolo. E o doamnă, deci e o doamnă destoinică acolo. Doamnă. Și uite aici suntem la Smeni. Uite-te și tu ce frumos arată spitalul ăsta. Și fac recuperare acolo pacienți cu afecțiuni foarte grave, mai ales pacienți care au suferit AVC și care merg acolo să învețe să vorbească din nou, să meargă. Și cred că vin din toată Moldova, nu? Lista de așteptare pentru paturile de spital, că nu sunt foarte multe, sunt doar 20, foarte mult se lucrează în sistemul ambulator, lista este de 200 de pacienți. Băi, deci dacă de ai omul, gospodarul unde trebuie, se face treaba. Păi despre asta e vorba. Duminica la România te iubesc, asta o să vedem. Cine a făcut treabă, dar ce e de asemenea foarte important, vorbim despre PNRR, de un program național de redresare și reziliență, prin care ar fi trebuit renovate și construite 21 de unități sanitare noi în România, dar ori renovate, ori construite de la zero. Și o să aflăm, fără prea multă surprindere, că s-ar putea ca nu toate să fie gata până în 2026, căci na, unii s-au mișcat mai bine, alții mai puțin bine. Sunt câteva spitale care deja sunt foarte avansate cu proiectul, dar sunt și altele unde nici măcar niciun pai nu s-a mișcat. Adică erau mai multe spitale pe lista aia, nu? Erau 27, au ieșit 6 pentru că s-a revizuit bugetul. Uniunea Europeană a zis că a crescut PRIB-ul prea mult și atunci au mai tras o parte din bani, dar trist este că cea mai mare sumă s-a tras de la sănătate, peste 700 de milioane de euro. Dar noi duminică încercăm să arătăm partea plină a paharului, să vedem că asta singura speranță a sistemului sanitar din România de reconstrucția infrastructurii sunt banii europeni. Vorbim de 2 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îi dă prin PNRR României, 2 miliarde de euro care ar trebui să fie injectați în sistemul sanitar în 2 ani și jumătate. Dacă nu, îi pierdem. Și mi s-ar părea extrem de trist. De cineva degeaba, cum ar fi, mă rog, exact. Degeaba. Nu e degeaba, dacă nu. Ai idee. 2 miliarde de euro și să nu fii în stare să-i atragi, asta ar trebui să... Eu l-am întrebat pe Ministrul Sănătății. Cine răspunde dacă nu sunt atrași acești bani? Cine? Și a zis că nu are cine să... Că el nu poate să spună. Cine? Că sunt... Nu, sunt... E responsabilitatea autorităților locale, pentru că, într-adevăr, cele mai multe spitale sunt în subordinea consiliilor județene și așa mai departe. Și cei de la locale răspund? Nu.
nu există niciun fel de răspundere pentru faptul că nu ai știut să scrii un proiect sau că nu l-ai depus la timp sau că nu ai scos hârtiile pe care ar fi trebuit să le scoți. Eu aș pe doamna manager de acolo, de lângă Buzău, cum ai zis dar tu. Dar nu e singura. Și aș pune pe ea și pe încă echipa asta pe care ai găsit-o tu. Sunt mai mulți în țară. Și care pe cei de la Vâlcea și pe cei nu știu sunt ce. Sunt și în Nord, și la Bistrița s-a făcut o treabă. Primarul de la Ciugut l-aș lua. Primarul de la Ciugut este etalon. Etalon, deci am făcut din comună, eu m-aș muta în comun acolo la Ciugut. Deci eu am fost, ții minte Ciucă, că am filmat noi la Alba? Da, la deci vreau să zic, când intri în Ciugut, băi nene, și asfaltul ăla era altă culoare. Tot. Deci, cred că e foarte supărat că nu mai are ce să atragă, nu știu, pentru vreo trusă de croitorie să mai ia bangalbe, nu are. Pentru... De asta, adică sunt oameni gospodari care și-au făcut treaba, nu... E fix o treabă de personal în momentul ăsta, de oameni pregătiți în consiliile județene. Eu te întreb pe tine, de ce în Nord se poate face și în Sud la Giurgiu? Asta, că fondurile sunt aceleași, adică poate oricine să acceseze. Problema e de oameni, oameni gospodari. Și de-aia cred că e foarte important să ne uităm la ce a însemnat aderarea României la Uniunea Europeană, pentru că noi uităm că înainte de 2007 noi nu aveam de niciunele, practic. După aderare s-au construit drumuri, spitale, o să vedem investiții în agricultură importante. Deci imaginează-ți că noi am atras de la Uniunea Europeană 90 de miliarde de euro de la aderare, iar contribuția țării noastre a fost de 30 de miliarde. Deci 60 de miliarde ne-au rămas nouă, pur și simplu. Da? Ca să investim în domenii cheie din România. E important și sunt importante și alegerile care vin, de aceea campania se numește Eu ies la vot. Îi îndemnăm pe oameni să-și exercite votul și la locale și la europarlamentare, pentru că e important să te duci la vot. Și să știi că votul ăla pe care tu îl dai... Să-l alegi pe omul care simți tu că a făcut treaba la tine în județ. Ce mândră ai fost când ai zis noi din Nord, tu fiind o rădeancă. Eu nu sunt din Nord. Da, eu sunt din vest, din Arad. Din Arad, dar rădeancă pe acolo. Mai între... În Arad nu prea s-au accesat fonduri europene în sănătate. Autostradă între Oradea și Arad. Păi da, s-a făcut acel combo între județe. Oameni gospodari din punctul ăsta de vedere. Și da, au accesat în comun niște fonduri, nu mai știu cum se cheamă, cumva această alianță. Alianța Vestului parcă se cheamă. Ideea e că Paula Herlo, oameni buni, este îmbrăcată de o prietenă, colegă din Arad. E o prietenă din Arad. Eu ți-am zis că foarte frumos îți vine și mi-ai fost foarte mândră și ai zis iar deanca mea. E Piera Cuzman, da, o cheamă Piera Cuzman și e din Arad, e o tânără care a studiat la Milano și care are acest brand și mie știi bine că îmi place să port designer români oriunde mă duc. Așa că sunt foarte mândră să port creația Pierei. Foarte frumos. Vezi, și eu am remarcat-o fără să-mi spui. Da, ai remarcat-o din primă. Și ce frumos. Bravo, Paula. Mulțumesc. Deci, oameni buni, avem duminică, România te iubesc, de la ora 18, clar. Vedem cu sănătatea cum stau lucrurile. Îți mulțumim mult de tot. Și eu îți mulțumesc. Îți dorim și ție un weekend minunat. Te pup. Și să ne vedem la România te iubesc, duminica la 6. Dar știi ce vreau să te întreb înainte de a ne lua rămas bun? Toate anchetele astea, toate investigațiile astea, la un moment dat, observ că au și rezultate. Câteodată mi se pare că câinii latră, ursul merge. Adică ăștia știi scandalul cu Stuful? Știi scandalul cu Stuful care e legat de Paul Stănescu, baronul PSD? Nu. Ei, a fost un mare scandal că au vrut să transforme Stuful din Delta în pășune cumva și să ia niște finanțări europene. Paul Angelescu a făcut o anchetă și după acea anchetă s-a stropat și a început o anchetă europeană și s-a stropat acea afacere, ca să zic eu așa. Perfect. Deci se întâmplă și... Nu, eu mă gândesc câteodată dacă au obrazul cei care sunt nominalizați să zică, bă, stai că un pic, uite, cu ochii pe noi, uite ce se întâmplă. A, nu, n-au niciun stres. De asta zic. Niciun stres. La asta mă referam. Adică așa simt eu acum, dar poate că au stres. Unii mai au și stresul, dar ideea asta că nu ni se poate întâmpla nimic pentru că avem spate politic sau pentru că avem bani, încă funcționează în România, adică... Da. Dar noi ne facem treaba. Eu cred că presa încă mai are această putere de a pune pe tapet niște probleme importante și de a duce la schimbări. Mulțumim mult de tot, Paula. Îți dorim toate cele bune. Oameni buni, noi ne vedem luni la ora 3. Până atunci aveți o seară minunată, aveți grijă de dumneavoastră și de fondurile dumneavoastră, de banii din buzunare. Ne vedem luni la ora 3. Numai bine!